Cum reușește Lenuța Burghină să se isprăvească cu rolul de bunică, titlul de Miss, da, și să țină concerte în toată România, aflăm imediat. Creativă, talentată, descurcăreață și plină de energie. Așa o cunoaștem cu toții pe cea care a cucerit publicul cu vocea sa inconfundabilă. Deși meseria de interpretă nu este deloc ușoară, Lenuța Burghină ne-a povestit că adevărata sursă de energie și inspirație sunt nepoțelele ei. Chiar am o nostalgie și undeva în sufletul meu am așa un gol atunci când mă gândesc că nepoțelele mele nu sunt cu mine, ele sunt peste ocean și doar când merg la ele și stau mai mult timp, atunci pot să le alint și să le, nu știu, să discut cu ele, să mă joc cu ele, să plec la plimbare, să fiu, să le strâng în brațe. Atunci când lucrurile în jur nu merg ca pe roate, artista nu stă prea mult pe gânduri, își face valiza și pleacă în Statele Unite. Când merg la ele, desigur, le pun muzică să asculte sau când eu nu sunt, mă găsesc pe YouTube. Încă sunt micuți, dar au oricum tendința asta de a cânta, de a dansa, reacționează așa. Dar deocamdată încă nu s-a conturat ceva mai special, dar bănuiesc că au un talent ascuns care poate va ieși la iveală. Pentru micile artiste în devenire, bunica deja are planuri mărețe. Sper eu, după ce mai învăț limba engleză, peste ani, nu știu ce, o să mă ocup de management și de impresariat pentru ele. Dacă văd că una măcar are un talent așa care ar merita, să zicem, da? Și o să încerc să le îndrept pe drumul cel drept, să mă ocup de ele. Și așa cum îi stă în fire unei bunicuțe moderne, Lenuța Burghină se poate mândri cu titlul prestigios de Miss Grandma Universe. Erau mai multe bunicuțe, dar eu mă ținem așa tare, zic, măi, chiar ceva să câștig și eu, poate, eu știu. M-am străduit din tot, dar nu a fost complicat pentru mine, fiindcă toate astea mi era clar, să defilez, bine, n-am făcut lecții de defilare, dar mă rog, o ținut oarecare în scenă, am cântat în mod normal, pentru mine a fost ușor, am mai prins la curaj ca să fac mai multe mai departe, deci mă stimulează. Mă stimulează acest titlu și această experiență, fiindcă eu mereu mă uit în urmă și nu las las totul de mână. Zic, trebuie să merg mai departe, trebuie să fac și mai frumos, trebuie să mai mențin cel puțin. Mai nou, interpreta a reușit să încânte și piața românească. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, Lenuța Burghină a fost aleasă pentru a merge într-un turneu inedit în toată România. Sunt prima, sunt unica, fiindcă consider eu că am meritat și merit. Fiindcă în toate aceste concerte de 45 de minute eu am făcut față, fiind la prima vedere, un public nu te cunoaște, în aglomerația aceasta de artiști, nu știu, mii și mii și în România și la noi, tot felul de lume și de artiști și mai buni și mai puțin buni și de mijloc. Deci e foarte complicat ca să te evidențiezi sau să o pui pe publicul care nu te cunoaște, să te asculte, să nu plece, ba din contra să ai ovație extraordinară. Melancolie, dulce melodie, melancolie, miseros amor, melancolie, melancolie, sin armonia. Deci a fost ca un turneu de show, de cântece, de voie bună, cu vânzări de diferite producții, ca lumea să se odihnească și să sărbătorească. Și pentru că nu-i place să stea în loc, artista ne-a dezvăluit și un secret și a propus să formeze un band. Acolo se vor regăsi mai multe stiluri în această formulă, în care le voi aranja pe proiecte. Și am chiar niște cântece foarte interesante, foarte distractive, ușor umoristice, care lumea o să le descopere și sper că o să le placă, cât la noi, atât și în România.